Pensionarii cu venituri reduse primesc a doua tranșă din ajutorul de la stat. Plățile se vor face în luna septembrie. Prima tranșă de bani a fost virată, vă reamintesc, în luna ianuarie. Aceste ajutoare se vor duce către pensionarii care au pensii mai mici de 3.000 de lei. Cătălina Mănoiu, cu toate explicațiile în direct, te ascultăm, Cătălina. Bun găsit! În luna octombrie, pensionarii care au venituri mai mici de 3.000 de lei vor primi de-a doua tranșă a ajutorului de la stat, astfel că cei care au venituri mai mici de 1.500 de lei vor primi de la stat 500 de lei, cei care au venituri cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei vor primi 400 de lei, în timp ce pensionarii care au venituri între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei de la stat. Acestea sunt ajutoare la a doua tranșă, asta pentru că prima tranșă a fost acordată în luna ianuarie. De asemenea, la nivelul executivului se fac calcule. Guvernul își propune să majoreze pensiile și anul viitor. Nu a spus însă dacă se va fi vorba doar despre o indexare cu rata inflației sau dacă guvernul va recalcula pensiile după noua lege a pensiilor. Sunt mai multe scenarii. Dacă s-ar face indexarea cu rata inflației, pensiile ar putea să crească cu aproximativ 14%, în timp ce o nouă lege a pensiilor ar putea să aducă o majorare diferențiată a pensiilor, astfel încât cele care cresc cu prioritate să fie pensiile mici, pentru că România s-a angajat în Planul Național de Redresare și Reziliență să vină cu o nouă lege a pensiilor, prin care se elimine inechitățile din sistem. În România, aproximativ 1 milion de pensionari încasează lună de lună o pensie minimă.